Ceea ce vă pot spune este că în momentul de față eu nu știu în ALDE să fie persoane cu probleme penale care să fie pe listă. Nu știu ce înseamnă probleme penale. Sigur că poate cineva să fie... Nu, lăsați-mă să vorbesc. Sigur că poate să fie cineva într-o anchetă penală, chiar penală, dar fiecare persoană, așa e într-un stat de drept, se bucură de prezumția de nevinovăție. Dacă vorbim de criterii de integritate și l-am văzut că de acest lucru vorbește și președintele, am observat că președintele n-a avut niciun fel de reținere în condițiile în care era într-un proces cu Agenția Națională de Integritate să candideze la alegerile prezidențiale și toți, probabil cei care l-au votat, i-au acordat și domniei sale prezumția de nevinovăție pe care avem și noi dreptul să o acordăm colegilor noștri până la proba contrarie.